Cred că niciun meci nu poate să fie ușor și nici nu trebuie considerat a fi ușor dinainte și cu siguranță Cisnădie este o echipă pe care trebuie să o iei în serios și trebuie să înțelegi că sunt capabile de un joc bun, cu jucătoare care sunt foarte bune în relație 1 contra 1 și foarte, foarte insistente atunci când acționează. Așa că e un meci în care defensiva noastră trebuie să fie la nivel înalt. Tot timpul ne dorim să câștigăm și evident asta este planul nostru și dorința noastră. Pentru asta trebuie să luptăm, dar niciodată nu o să vă zic dinainte faptul cum se va termina un meci, nu de alta, dar nu cred că nimeni nu poate ști și nici nu ar fi corect și profesionist. Tocmai de aia spun că fiecare adversar și fiecare zi pe care o petrecem trebuie respectat și trebuie să fii foarte determinat împotriva oricui. Asta a fost și planul nostru atunci când am elaborat programul de pregătire. Știam că avem o perioadă foarte aglomerată în primele luni și în care avem foarte puțin timp să ne antrenăm și ne-am dorit ca pentru ultimele două meciuri să existe câteva zile consecutive sau mai multe zile consecutive de pregătire și pentru antrenamente de forță și pentru antrenamente de handball, astfel încât dacă vreți să fie un fel de boost, de energie și de putere pentru două meciuri care sunt foarte dificile.